Odată cu apropierea sezonului rece, controlele polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj s-au intensificat în scopul de a reduce sau opri, dacă este posibil, furtul de lemne. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, inspectorul de poliție Ioana Rus, ne-a declarat. La data de 18 octombrie anul curent, polițiștii postului de poliție Sărmășag au confiscat material lemnos transportat fără documente legale de către un bărbat din comuna Sărmășag. În fapt, polițiștii au oprit în trafic la ora 9:50 o autoutilitară condusă de un bărbat de 25 de ani din comuna Sărmășag care transporta material lemnos. Conducătorul auto nu avea documente de proveniență pentru materialul lemnos transportat, iar la verificarea în aplicație s-a constatat că nu exista aviz de însoțire. Polițiștii au sancționat contravențional conducătorul auto și au ridicat în vederea confiscării cantitatea de 4,09 m3 de material lemnos.